Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 211. Acest podcast vă este adus de Ceaiul Nației, pe care îl găsiți pe starea slash magazin. Sunt peste 40 de sortimente acolo și am zis să încerc astăzi unul nou. Se numește Carrot Vitality. Mm. Foarte, foarte interesant. Cu turmeric am citit acolo. Se, se simte foarte, foarte bine. Mm. Ok. Găsiți acolo pe site și pachetele noastre lunare cu cărți, ceai și cafea, dar și pachetul cu stoc permanent unde pe lângă ceai și cafea găsiți întotdeauna cartea Atenție cu Intenție și aveți mai jos în descriere toate linkurile de care aveți nevoie pentru comenzi. Din 2024 vrem să ducem treaba asta cu cărțile și cu cititul la nivelul următor. Știți cei care urmăriți acest podcast despre ideea mea nebună de a pune la dispoziția oamenilor cărți bune într o ordine care să le facă ușor de asimilat. Asta e o problemă pe care o au mulți din mesajele pe care le primesc. Domne, vreau să citesc, dar ce să citesc? Că aia mi se pare prea ușoară, cealaltă prea grea. Așa că odată cu deschiderea noului... Cămin cultural pe care îl pregătim, în care vor funcționa un teatru, cinema, o sală de concerte separată de cea de teatru, studio TV, studioul nostru și o bibliotecă în care autori, români și străini, se vor întâlni săptămânal cu publicul lor, gratuit. Vom pune la dispoziție tuturor, nu doar cărțile pe care le recomandăm și despre care vorbim aici, ci și posibilitatea de a le achiziționa la prețuri foarte bune, într-o ordine pe care suntem pe cale să o stabilim împreună cu specialiști, profesori, scriitori și sper să vă fie util acest demers al nostru. Vă mulțumesc pentru toate comentariile pe care le lăsați la episoadele Vocea Nației. Se strânge multă energie bună în jurul acestui podcast și suntem, Anca și eu, recunoscători pentru asta. Mă bucur că v-a ajutat episodul în care am povestit despre cum să fiți buni cu voi. Am citit foarte multe mesaje legate de acel episod și dacă tot am pornit seria asta în care am vorbit despre cum să fii bun, cum să găsești motivația, am zis să continuăm tot cu un episod de self-help și rămâne să ne ziceți voi în comentarii cât să o mai ținem așa. Deci, ce vă ajută mai mult să discutăm aici? lăsați mesajele voastre la comentarii. Am găsit o carte care pune bazele unui cadru conceptual foarte ușor de înțeles când vine vorba despre ce înseamnă o viață bună. Și se numește chiar așa, Cum să trăiești o viață bună, cartea e scrisă de Jonathan Fields. Și deși am mai vorbit despre cărți similare, sunt foarte multe, o să revin la asta. La Fields am găsit o idee nouă care poate să fie foarte utilă pentru că îți rămâne foarte ușor în minte. Acum, legat de aceste cărți de dezvoltare personală, am avut o discuție foarte bună pe tema asta și cu prietenul Traian Geană, care m-a vizitat la cafenea în weekend. Există multe cărți care nu vin neapărat cu ceva nou. Foarte mult. Și da, dacă te apuci să citești ca lumea filozofie antică, de pildă, ceea ce vă recomand, anul acesta am discutat destul despre scrisorile lui Seneca, scrisori către Luciliu, ca să dau doar un exemplu. Toate cărțile astea care apar acum ajung să pară niște glumițe răsuflate, niște demersuri mai degrabă de vânzări, de marketing. Și sigur că. S-au zis și s-au scris atât de multe lucruri încât e foarte greu să mai vii cu ceva wow. Kate Rayworth, autoarea Donut Economics, care la fel am pachetat frumos o idee destul de circulată, a zis o chestie foarte bună într-un podcast. Toate ideile s-au zis deja. Nu mai e nimic nou. Dar pentru că nimeni nu era atent, toate pot fi spuse din nou. Foarte frumos. Ideea e că există unele cărți care structurează mult mai bine ceva ce știai deja. Sau ceva care îți oferă un instrument nou, simplu, ca să pui în aplicare o anumită idee, o anumită informație. Iar noi, oamenii, lucrăm cu povești și cu imagini de o carte precum Donat Economics, că tot am pomenit-o, Donat Economics, care poate fi rezumată într-o singură frază, uitându-te la acea gogoașă de pe copertă, prinde mai mult decât altele care discută pe aceleași idei, poate mai argumentat din punct de vedere economic. Așadar, depinde ce funcționează la fiecare. De-aia avem nevoie să căutăm, să fim curioși, să citim și să descoperim propria cale. Și când încep să te plictisești, te întorci la filozofi. Te întorci la Socrate al lui Platon, la discipolul lui Platon, Aristotel, la etica lui Epicur sau la stoici, unde îți place, unde vrei, sau la toți. În cum să trăiești o viață bună? Autorul zice așa: Gândește-te că viața ta e formată din trei găleți. Foarte interesantă e metafora și dacă ascultați până la final, veți dobândi niște instrumente bune care, sper eu, o să vă ajute. Vă povestesc despre cele trei găleți, iar la final vă spun care e cel mai important lucru de reținut despre aceste găleți. Pentru că există trei legi universale ale găleților pe care trebuie să le aflați și pe care trebuie să le puneți în aplicare pentru o viață bună. O să vă placă. Prima este găleata vitalității, care se referă la vitalitatea minții și la vitalitatea corpului. Despre cum umplem găleata asta a vitalității, vorbim în fiecare săptămână la starea sănătății. Nu e vorba doar despre corp, despre kilograme în plus și așa mai departe. E vorba și despre minte. Trebuie să înțelegem foarte clar asta. Mintea și corpul sunt interdependente. Starea de sănătate a corpului are o influență puternică asupra minții și invers. Nu sunt bine aici, sus, n-am cum să fiu bine în rest. E, încă nu prea vedem lucrurile așa. Ne este greu să credem că tristețea, anxietatea pot produce probleme reale și vizibile în corp, când de fapt de acolo pleacă cele mai multe dintre problemele pe care le avem. În teorie, în teorie, când vine vorba despre bazele unei vieți sănătoase, lucrurile sunt destul de simple. Sunt câteva reguli mari de bază despre care tot vorbesc la starea sănătății. Câteva principii care pot fi aplicate prin nenumărate metode. Hrana adevărată, nu mizerii ultraprocesate. Alimente integrale, adică așa cum se găsesc ele în natură, sau cât mai aproape de această stare. Le fierbem sau le băgăm la cuptor, nu le prăjim, de pildă. Apoi fructe și legume întregi, consumate și ele cât mai aproape de starea lor naturală. Grijă mare la conținutul uriaș de zahăr din alimente. Recomand producția noastră nouă, Starea Ne sănătății. Citim împreună etichete și arăt acolo, linguriță cu linguriță, cât zahăr există în produsele uzuale pe care le cumpărăm, fără să ne gândim că, prin consum zilnic, pe o perioadă îndelungată, ne facem rău. Apoi, carne slabă, fără grăsime, consumată rar, o dată pe săptămână. Dacă ar fi să urmăm exemplul oamenilor din zonele albastre și sfaturile Organizației Mondiale a Sănătății. Fără mezeluri, fără sucuri, fără energizante, fără patiserie, fără fast food. Nu pentru totdeauna, da? ci cât mai rar, dacă se poate. Mâncare și dulciuri făcute cât mai des în casă, nu cumpărate. Nici măcar n-ar trebui să fie atât de greu. Și grijă mare și la orele la care mâncăm. Vorbim despre asta într-un episod nou pe canalul Starea Sănătății. Apoi, mișcare, mai ales mișcare în aer liber, în natură, pentru că sedentarismul înseamnă boală lungă și moarte sigură. Iar mișcarea poate să înceapă cu pași mărunți, mers pe jos parcatul mașinii mai departe de destinație, coborât din autobuz cu câteva stații mai devreme, scări întotdeauna în locul liftului. Apoi, somn bun, pentru că somnul este esențial pentru sănătate. Privarea de somn afectează starea de foame și hormonii sațietății. Există mai multe mecanisme care ne fac să mâncăm în exces atunci când nu ne odihnim. Când nu dormim suficient, ne îngrășăm suntem irascibili, mai puțin empatici. La fel, stresul ne face și el să fim mai puțin empatici și alimentează o inflamație constantă în organism. E imposibil să duci o viață bună când suferi de stres cronic. Plimbați-vă deci în natură, în aer liber, în spații cu verdeață și copaci sănătoși. Anul ăsta, deși a fost, după cum am aflat de curând, cel mai călduros an de când se fac măsurători, spațiile verzi au fost distruse cu o viteză inimaginabilă în multe localități de la noi din țară. Spațiile verzi sunt o problemă de sănătate publică. Trebuie să începem să ne preocupăm mai mult de asta și să nu-i mai lăsăm pe primari să facă tot ce îi taie cap. Orice lucrare de infrastructură, oricât de binevenită, trebuie să fie făcută cu mai multă grijă pentru copaci, pentru spațiile verzi. Nu trebuie să acceptăm plantări în compensare, ci să cerem să nu mai fie tăiați copaci maturi și sănătoși care există deja. Și să plantăm și mai mult. E, toate astea ne influențează starea fizică și starea psihică de bine. Dar peste hrană, mișcare, somn și natură, vine partea cealaltă. Suntem animale sociale și avem nevoie de conexiune cu alți oameni. Avem nevoie să stăm printre ai noștri. Așa că cea de-a doua găleată despre care vorbește Fields este găleata conectării. Găleata conectării este despre relații și despre tot ce am explicat în acest sezon la podcast. Cuvântul anului 2023 la Starea Nației a fost împreună. E foarte important să recunoaștem că avem nevoie unii de alții, nu doar din perspectiva sănătății noastre, ci și din perspectiva sănătății democrației noastre. Toată dezbinarea asta, care tot crește în ultimii ani, face loc extremismului și autoritarismului. Vedeți ce se întâmplă tot mai des în statele din Europa. Cel mai recent exemplu este Olanda, unde. Se pare că s-a fumat cam mult în ultimii ani, și efectele ierbii asupra creierului se văd deja la vot. S-au scris atât de multe cărți și s-au publicat atât de multe studii care confirmă că relațiile bune sunt esențiale pentru o viață sănătoasă, încât cine neagă asta are mari probleme. E o informație care trebuie încet, încet să fie inclusă în politici publice. Felul în care muncim programul foarte lung de muncă, tot stresul din viața de zi cu zi, toate astea ne iau foarte mult din timpul în care am putea să stăm cu alți oameni și să consolidăm relații. Este o mare problemă și în rândul adolescenților. Vorbește despre asta și Peter Gray, autorul și cercetătorul pe care l-am mai menționat aici cu cartea Liber să înveți. Adolescenții au fost dintotdeauna atrași de spațiile publice în care pot să stea cu prietenii lor sau pot să-și găsească prieteni noi și să vorbească la nesfârșit despre lucrurile care îi preocupă, departe de părinți și de alte figuri autoritare. Problema e că aceste spații au dispărut. Așa că platformele sociale au devenit cel mai bun înlocuitor. Dacă le-am luat și asta ar rămâne practic fără niciun loc în care se pot întâlni. Bazându-se pe studii, Gray spune că adolescenții de azi au mai multe de câștigat decât de pierdut folosind platformele sociale. Și am vorbit foarte mult aici despre răul pe care îl face social media, dar mi se pare foarte interesantă și perspectiva lui Gray. De-a lungul istoriei, toate formele noi de comunicare au produs neliniște. Generațiile noi le-au adoptat mai repede, iar generațiile mai vechi le-au găsit cu sururi și au fost circumspecte. Și nu e rău, e foarte bine. Scepticismul e bun. Doar că trebuie să facem acest efort de a nu ne baza pe ceea ce presupunem, ci pe dialog. Trebuie să construim aceste punți de comunicare cu adolescenții. Suntem cu toții speriați de orele pe care copiii și adolescenții le petrec în online. Dar grei vine și aici cu o perspectivă foarte interesantă. Copiii au stat din totdeauna ore în șir, unii cu alții, pe afară, cum ziceam noi odată. Uneori chiar și toată ziua. Cine a copilărit prin fața blocului, e și cazul meu, știe că intram foarte, foarte greu în casă, când efectiv nu mai puteam, de, de sete, de foame, de frig, dar în general nimic nu întrerupea jocul. Toată viața noastră se desfășura afară la joacă. E copiii fac același lucru și azi, petrec mult timp unii cu alții, doar că nu afară, ci pe internet. M-am uitat împreună cu Fimiu zilele trecute la concertul Eminem de pe jocul Fortnite. Un joc care îi aduce împreună pe tineri, pe tinerii care nu se pot vedea față în față. Asta și pentru că sunt atât de prinși peste zi cu tot felul de activități atât de solicitante. Acești copii muncesc în fiecare zi mai mult decât părinților adulți. Am vorbit despre motivele care îi împiedică pe tineri să se vadă mai des față în față. Nu mai au spații de joacă afară. Spațiile verzi au făcut loc parcărilor între blocuri. N-au locuri unde să se vadă fără să fie nevoit să cumpere ceva. Jocul lor e tot timpul supravegheat de adulți. Părinții sunt mult mai temători, uneori influențați de știrile alarmiste, dar de multe ori și pe bună dreptate. Străzile au devenit nesigure din cauza mașinilor care circulă cu viteze mult mai mari decât cele legale. Am vorbit aici despre faptul că România este campioană la ucis copii pe străzile din interiorul orașelor. Toate motivele astea, unele într-o măsură mai mare, altele într-o măsură mai mică, conduc la timpul uriaș pe care copiii îl petrec în mediul online. Soluția pe care o propune Grey este să încercăm să reconstruim o lume în care adolescenții au timpul și spațiul necesar pentru întâlniri față în față. Între timp însă, a le refuza accesul la mediul online ar fi un act de cruzime, spune Grey. Pentru că, deși nu sunt niște spații la fel de bune precum cele din lumea reală, Într-o lume în care adolescenților le e tot mai dificil să se întâlnească, platformele sociale sunt mult mai bune decât nimic. Platformele astea sunt cele care, din păcate, reușesc să umple găleata conectării în cazul copiilor, dar și în cazul multor adulți. Pentru că nu e vorba doar despre copii aici. Mulți dintre noi susținem relații de prietenie doar prin mesaje pe platforme. Aflăm ce mai fac prietenii și cunoscuții noștri din poze urcate pe Facebook și pe Insta. Ne dăm like-uri. Sigur că n-ar fi o problemă dacă interacțiunea prin aplicații ar completa interacțiunea față în față, însă de cele mai multe ori o înlocuiește cu totul. Iar viața adevărată nu se întâmplă pe un ecran. Nu prea poți să construiești amintiri în mediul online. Pierdem mult când interacțiunea noastră se petrece printr-un ecran. Ne pierdem, de pildă, empatia. Iar asta mă conduce la cea de-a treia găleată despre care vorbește Fields în această carte. Dar, înainte să vă spun despre ce e vorba, scurt moment publicitar pentru partenerii noștri de la Server Config. Dacă sunteți în căutare de produse electronice și vreți să contribuiți la o economie circulară, vă recomand să intrați pe site-ul serverliniuțăconfig.ro. Găsiți acolo produse electronice refurbished la cele mai bune prețuri. Până pe 31 decembrie, oamenii de la Server Config organizează o campanie specială pentru tribul nostru. Veți putea aplica un voucher de reducere de 5% la toate produsele de pe site, cele care nu fac deja obiectul unei promoții. Codul de reducere este Starea Nației 5%. Găsiți detaliile și codul și în descriere. Revin la subiectul nostru. Cea de-a treia găleată despre care vorbește Fields în carte este găleata contribuției. Găleata asta este despre aportul fiecăruia dintre noi. Fie că e vorba de aport în societate sau în lumea unei singure alte persoane. Revenim la subiectul nostru. Cea de-a treia găleată despre care vorbește Fields în carte este găleata contribuției. Găleata asta este despre aportul fiecăruia dintre noi. Fie că e vorba de aport în societate sau în lumea unei singure alte persoane. Un aport semnificativ care contează și care te face apoi să simți că și tu contezi. Ceva ce faci din pasiune, nu pentru un scop anume. Și am găsit o idee foarte interesantă în cartea asta, apropo de pasiune. Fields zice că ar trebui să încercăm să nu-i mai întrebăm pe oameni ce pasiune au. Să nu mai folosim cuvintele pasiune, scop sau sens, drept lucruri care pot fi deținute, ci să le folosim ca adjective care descriu niște moduri de a face lucrurile. Cu alte cuvinte, în loc să întrebăm o persoană care e pasiunea ei, ce ar fi să întrebăm altfel? Ce te interesează? Ce te face curios, curioasă? Ce consideri fascinant în lumea asta? Ce ai văzut sau auzit și ai vrea să aprofundezi? La ce muncești și ai vrea cu disperare să ajungi la un rezultat? Pe cine vrei să ajuți? Altfel spus, să ne mutăm de la ideea că avem o pasiune la ideea că facem lucruri cu pasiune. Și aici avem foarte multe cărți, de pildă prea bun ca să fie ignorat, unde Kel Newport argumentează cu succes că pasiunea apare cel mai sănătos după ce devii foarte bun la a face ceva foarte greu. Deci, nu înainte să te apuci. Mulți dintre voi îmi spuneți în discuțiile pe care le avem că nu știți ce să faceți, cum să găsiți acea activitate cu sens care să vă pasioneze. Iar sfatul meu a fost întotdeauna să începeți pur și simplu să faceți ceva, să treceți de la idee la acțiune, să schimbați perspectiva și să încercați să folosiți disciplina. Disciplina de a face ceva cu regularitate. Fields spune foarte frumos că ideile nu valorează nimic până când nu faci ceva cu ele. Milioane de oameni au idei în fiecare zi. Foarte puține dintre aceste idei ajung să interacționeze cu lumea exterioară. Picasso a zis așa: ca să știi ce urmează să desenezi, Trebuie să pui creionul pe hârtie. Sau, în cazul lui Neapablo, pe un șervețel. Foarte bun, nu? Adăugați asta peste ideile din ultimele două episoade și cred că aveți o rețetă bunicică. Doar când începeți să faceți ceva cu adevărat și să obțineți feedback din lumea reală, ideile încep să se cizeleze și să capete mai multă formă. N-ai cum să știi dacă ideea ta va funcționa până când nu o testezi. n cum să știi care este pasiunea ta până nu încerci să faci ceva și să vezi dacă acel lucru e un lucru pe care îl poți face cu pasiune. Citesc acum o carte despre, despre care vom vorbi sigur aici în 2024. Se numește Reframe Your Brain și e scrisă de Scott Adams. Foarte bun sfatul lui privind această reîncadrare a realității. Ce înseamnă asta? Vă dau un singur exemplu. În carte sunt peste 160. Să zicem că vrei să începi ceva important, mare. Încadrarea normală din creierul fiecăruia sună cam așa. Efortul e atât de mare și de descurajator că mi-e și frică să încep. Ei bine, reîncadrarea ar suna așa. Care ar fi cel mai mic pas pe care aș putea să-l fac astăzi, acum, pentru a merge în direcția bună cu acest proiect? Interesant, nu? Vom reveni, cum spuneam, cu acest subiect. Chiar sper să vă ajute imaginea asta a celor trei găleții. Mie mi se pare foarte, foarte bună. Evident, există mii de moduri diferite de a umple aceste găleții. Însă, ce vă spuneam la început, există trei legi universale ale găleților care funcționează la fel pentru toată lumea. Și nu, nu e vorba de gălețile electorale care s-ar putea să apară la anul. Partea asta mi se pare cea mai interesantă. Prima lege. Gălețile pierd apă. Întotdeauna, fără excepție. Dacă la început sunt frumoase, lucioase și fără crăpături, în timp ele ajung să se uzeze și încep să cedeze. Dacă nu le repari, dacă nu le îngrijești, dacă nu le acorzi atenție, ele se golesc. Legea a doua. Găleata mai goală le trage în jos pe celelalte. Foarte bună această idee. Dacă lăsăm găleata vitalității să se golească, dacă nu suntem sănătoși, dacă nu avem chef de viață pentru că suntem bolnavi, nu avem cum să îngrijim găleata conectării, de pildă. Iar pe cea a contribuției nici nu poate fi vorba. Când propria sănătate îți ocupă tot timpul, nu prea mai ai energia să le faci bine și altora. De asta vă tot zic aici, iar unii nu pricep pentru că se arată contrariați în, în comentarii. De-aia vă spun să vă fie vouă bine mai întâi, pentru ca apoi să le puteți face bine și celor din jur. E cam greu altfel. E ca în avion. Îți pui tu masca de oxigen, doamne ferește să ajungă cineva acolo, iar apoi îi ajuți pe ceilalți. Iar cea de-a treia lege expusă în carte este aceea că gălețile nu mint niciodată. Cu alte cuvinte, doar ne amăgim crezând că ele sunt mai pline decât sunt de fapt. Ne amăgim crezând că le putem ignora o perioadă și că vor fi ușor de umplut mai târziu. Bine, disonanța cognitivă e o boală foarte grea și suferim cu toții de ea. Gălețile astea sunt, deci, legate între ele. Dacă o umpli doar pe una cu vârf și le lași pe celelalte să se golească, iar nu e bine. Și mai e ceva. Procesul ăsta de umplere și de îngrijire a găleților e un proces care durează toată viața. Nu se termină niciodată. Pentru că intervine prima lege. Gălețile pierd întotdeauna apă. Starea de bine e o țintă mișcătoare. Poate că ai găleata vitalității plină, dar după o perioadă cu foarte mult stres, ai pierdut multă apă din ea. Dacă faci această evaluare, o să poți să repar lucrurile înainte să se golească de tot găleata și să le tragă în jos pe celelalte. Încercați să vă faceți constant astfel de evaluări și să le transformați într-un obicei. Cât de mulțumit sunteți în orice moment de sănătatea voastră, de calitatea relațiilor cu cei din jur, de felul în care contribuiți și de sensul pe care acțiunile voastre îl au. Și apoi vedeți la ce trebuie să lucrați mai întâi. Mi se pare că ideea asta a găleților poate fi un instrument foarte bun care să ne ghideze acțiunile și deciziile. Ah, și încă ceva. Poate ați observat că niciun din cele trei găleți nu e vorba despre bani. Sigur că banii contează, dacă nu-ți poți asigura nevoile de bază, dacă nu ai un trai decent, banii contează foarte, foarte mult. Nu o să le pot cere să aibă grijă de cele trei găleți, oamenilor pentru care colega mea, Larisa, a mobilizat luna asta resursele noastre de la Ceasul Bun, plus altele de la cetățeni și firme care ne ajută cu acest proiect pentru tot felul de materiale și alimente și haine și toate cele necesare supraviețuirii. Dar după ce depășești un anumit nivel, odată ce ai un trai decent, banii încep să aibă un efect mult prea mic asupra fericirii. Cei care ajung la un anumit nivel financiar și continuă să sacrifice timp pe care l-ar putea petrece cu cei dragi sau făcând alte lucruri cu sens, pierd din vedere esențialul. Sigur, cu toții avem o perioadă în care tragem ca să depășim problema supraviețuirii. Am avut-o și eu și am pierdut multe momente importante în ciuda faptului că am încercat mereu să fiu prezent. Dar de la un punct încolo, mai ales când ai trecut de 2500 de săptămâni din cele 4000 ale lui Burkeman, e destul de important să-ți schimbi prioritățile. Sper să vă inspire ce am povestit aici. Dați un like, lăsați un comentariu dacă vă ajută în vreun fel. Vă așteptăm și pe canalul nostru Starea Sănătății cu idei despre cum puteți umple găleata vitalității. Și vă suntem cu toții recunoscători că alegeți să deveniți ambasadorii proiectelor noastre printr-un abonament plătit, ne ajută să ducem proiectele noastre mai departe. Ok, să vă fie bine. Și apoi dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.